Bună și bine m-am regăsit! După cum știți, eu nu prea obișnuim să fac genul acela de clip cu preferatele lunii și asta pentru că nu mi este foarte la îndemână, să zicem, să adun atât de multe produse în decursul unei luni cu care să reușesc să fac un clip. Nu schimb produsele atât de des, în principiu dacă descoper chestii care îmi plac, le rămân fidelă. Însă a trecut ceva vreme de când nu vă mai vorbim despre ce produse am mai încercat sau folosit în ultima vreme și m-am gândit cumva să le pun la comun. Adică să vă vorbesc și despre cele pe care le-am descoperit și care mi-au plăcut, dar și despre cele, mă rog, pe care pe viitor poate le voi evita. Mare parte, mă tot uite aici, că aici le am, mare parte am produse de îngrijire. Și asta pentru că ele sunt cele care se consumă mai ușor și mai repede, spre deosebire de cele de make-up, care știți că ajung destul de mult. Mie sunt produse de make-up care mi-ajung și un an de zile. Și atunci mai greu să descoper lucruri noi. În același timp evit să cumpăr foarte multe produse de make-up pentru că nu văd sensul. Aceste produse au și ele un termen de valabilitate. Ori cumpărându-le așa în neștire, iar eu folosindu-le doar pe mine, ar însemna niște bani cheltuiți absolut aiurea. Sunt de acord ca extrem de multe produse de make-up să aibă persoanele care activează în domeniu și care câștigă un bani din acest lucru. Pentru mine ar însemna doar cheltuieli și atât. Și voi începe prin a vă prezenta primul produs de astăzi și anume această de pastă de dinți, Blackwood, pe care știu că voi mi-ați recomandat-o câteva dintre voi la un moment dat într-un clip, nu mai știu despre ce a fost discuția și mi-ați zis mai mult dintre voi că este o pastă de dinți foarte bună. V-am ascultat sfatul și am încercat-o. Singura problemă ar fi că nu mi se pare atât de bună. Adică, da, curăță, dar nu am văzut în ceea ce privește albirea dinților care dă un rezultat, cel puțin în cazul meu. Așa că n-aș mai cumpăra-o a doua oară, cred. Nu văd de ce ar mai cumpăra-o, pentru că nu mă încântă foarte tare nici gustul pe care îl are. Iar eu dacă tot nu am aceste rezultate de la o pastă de dinți, anume să albească dinții, prefer să îmi cumpăr Sensodyne pentru că mă ajută cumva cu sensibilitatea dinților și măcar pe partea aceea să fiu mulțumită și fericită. Mai departe, vă voi arăta două geluri de duș pe care le-am folosit și, mă rog, despre unul nu v-am mai vorbit, acesta de la Flormar cu cocos, care este genial. Am zis doar să-l mai aduc încă o dată în atenția voastră, în ideea în care poate este și voi fan al acestui miros. Este genial, atât. Mai mult n-am ce să spun. Îmi place extraordinar tare cum miroase acest gel de duș. Este și destul de hidratant. M-a întrebat cineva la un moment dat dacă persistă. Mirosul nu persistă extraordinar de mult, dar pentru acea senzație de bine și de miros pe care ți-o dă atunci când ești în duș, eu zic că merită, chiar merită. Și pentru că mi-a plăcut atât de mult ăla, am zis să mai încerc un alt gel de duș de la Bottega Verde, tot cu cocos. Ei știți că au cumva produse care sunt pe partea aceasta cu ingrediente ceva mai naturale. Și m-a încântat foarte tare ideea. Singura problemă este că acesta nu miroase chiar a cocos, adică are un miros proaspăt. Dacă sunteți fan al acestui gen de miros, să zicem, e ok. Însă nu e miros de cocos din punctul meu de vedere. Mai degrabă, dacă vreți așa un pic să vă spun, mi se pare că un pic aduce cu mirosul de iarbă verde proaspăt tăiată. Așa că dacă sunteți fan al acelui miros, s-ar putea să vă placă. Nu este exact acel miros, dar pe mine mă duce un pic cu gândul la acela, deci nu sunt dezamăgită pentru că sunt cumva mulțumită și acest miros, doar că nu are nicio legătură cu coposul din punctul meu de vedere. În materie de geluri de curățare a feței, am folosit două produse. Primul este acesta de la Sien, parcă așa se pronunță, marca Lidl. Un gel de curățare care mi-a plăcut foarte mult și spre surprinderea mea, deși costă foarte puțin, cred că în jur de 8 lei, nu îți lasă fața absolut deloc uscată, adică nu ai senzația aceea că te strânge, să zicem, după ce l-ai folosit, cum mi s-a întâmplat cu multe alte geluri de curățare. Așa că un mare plus din acest punct de vedere. Curăță foarte delicat, e chiar un gel de duș, un gel de curățare foarte bun din punctul meu de vedere și dacă nu vreți să investiți mulți bani în așa ceva, îl recomand cu mare drag.
La fel cum recomand și această chestiune, care în principiu se numește gel de duș de la Bioderma, dar nu este chiar, adică este un gel de duș, poți să-l folosești și pe corp, dar și pe față. Și este cumva pentru piele sensibilă, dar cel mai important este faptul că îți curăță extrem de bine fața, însă fără să ți-o agreseze, la fel este foarte delicat, nu te ține absolut deloc fața după ce l-ai folosit, ți-o simți din contră chiar hidratat, aș putea spune. Mi-a plăcut acesta foarte mult, mi-a plăcut, trebuie să-mi placă în continuare pentru că, după cum vedeți, mai are foarte mult produs în el. De fapt, eu nu-l folosesc așa, l-am pus într-un recipient ceva mai mic, tot cu pompiță, care să mă ajute cumva să-l folosesc mai ușor, să nu mă împiedic mereu de acest recipient destul de mare, adică are un litru, însă foarte bun și acesta de asemenea, îmi place foarte mult și la fel, am rămas impresionată și de el, pentru că de multă vreme nu mai întâlnisem un produs de curățare a feței care să-mi lase fața așa liberă, nu știu cum să o zic, adică să nu simt că mi-o ține după ce folosesc produsul respectiv. În materie de demachiant, bine, pe lângă eternele ape micelare de la L'Oreal, Garnier și așa mai departe, care îmi plac foarte mult, dar despre care v-am mai vorbit și despre care sensele mai aduc din nou în atenție, am folosit acest lapte de machian de la Elmi Plant, care îmi place extrem de mult, este cu extract de gutuie și are un miros atât de proaspăt și, mai mult decât atât, este primul lapte de machian, cred, pe care îl simt că efectiv îți hidratează tenul, adică chiar face ce scrie și pe el. Hidratează pielea. Eu simt în felul acesta după ce folosesc acest lapte de machian. Chiar aș putea spune că în primul fază am senzația că nici mai trebuie cremă, atât de bine se simte tenul meu. Însă, evident că nu rămân doar la acest stadiu și mai aplic și o cremă. Iar în ultima vreme am folosit două creme. Una este de la Gelo Vital și una este de la Bottega Verde cu piersici. Despre aceasta cred că am vorbit și pe blog acum ceva vreme. Însă, deși ar trebui să le folosesc așa, aceasta este de zi și aceasta este de noapte. Ei, eu le folosesc fix invers. Și asta pentru că cea de la Bottega Verde am constatat că totuși, deși este cumva lejeră și intră destul de repede în ten, pe termen lung, după ce am folosit-o mai multă vreme, mi-am dat seama că nu-mi place foarte tare să mi-o aplic dimineața sub fondul de ten, pentru că îmi face tenul să strălucească destul de repede, la un interval destul de mic de ore din momentul aplicării. Așa că o folosesc pe aceasta, de la Gelo Vital, care este, v-am zis, în mod normal o cremă de noapte, nutritivă, cu multivitamine, însă este extrem de lejeră, intră foarte repede în piele și nu contribuie niciun fel la strălucirea tenului, ceea ce evident îmi place foarte mult, așa că, după cum spuneam, le folosesc invers. Sau o folosesc mai pe aceasta, în funcție de cheful pe care l-am, dar ideea cam aceasta ar fi cumva că cea de la Bottega Verde are această proprietate nu prea plăcută de a-ți face tenul să strălucească cam repede, în timp ce cea de la Gelo Vital este excelentă și o văd foarte bună ca bază de machiaj. În materie de șampoane am folosit 3 produse în ultima vreme, unul este acesta de la Le Petit Marseille cu lapte de karité și miere pentru păr uscat și deteriorat. Este un produs bun, curăță bine părul, are un miros plăcut și, nu știu, probabil că îl și hidratează, cred, dacă tot are aceste ingrediente. Nu aș putea să zic exact ce face el, pentru că eu le cam folosesc în același timp, adică eu mă spăl cu cel puțin 2 șampoane la o singură spălare. Un alt șampon pe care l-am folosit este acesta de la Complex Apicol Floral, știți, cred că deja că sunt fan al acestor produse. Și acesta este șampon fortifiant cu propolis, îmi place foarte mult. Curăță extraordinar de bine scalpul, îl simți extrem de curat după ce îl folosești pe acesta. Iar un alt șampon pe care l-am folosit și din păcate este pe duh, nu mai am foarte mult produs în el, este un șampon energizant pe care l-am de când am fost în acea vacanță în Sicilia. Este, cred, un produs profesional, îmi place extrem de mult, mi-a plăcut, de fapt, v-am zis, mai am, cred că pentru vreo 2 spălări. Efectiv, simțeai că acționează la nivelul scalpului. După cum vă spuneam, este un șampon energizant și cum am momentul în care îl aplicai pe scalp și începeai să îți freci scalpul cu degetele, simțeai așa o ușoară furnicătură, nimic deranjant sau dureros,
doar cumva parcă te înștiința, doamne, eu acționez aici, da? Deci stai fără grijă că ești pe mâini bune. Cam așa se întâmplă cu acest șampon. Bine, vă dați seama că îl arăt în ideea că ce, că nu știu dacă avem vreo șansă să-l găsim pe aici. Dar știu că sunt câteva fete care mă urmăresc din Italia și poate sunt ele interesate, așa că am zis să vorbesc și despre el. În materie de balsam, am reușit să-l încerc pe acesta de la Pantene, care a fost atât de lăudat în online, încât am zis că trebuie neapărat să-l încerc și mi l-am cumpărat și eu. Și într-adevăr, este un balsam bun, nimic de zis. Îmi place că este foarte, foarte hidratant. Chiar se întâmplă ceea ce spune, și anume că, deși este un balsam, acționează ca o mască, așa îl simt și eu, însă nu îl las doar 3 minute, îl las undeva la minim 10 minute să acționeze, pentru că cred eu că așa are el cumva timp să-și facă treaba și chiar îmi simt părul mai hidratat și mai mătusos după ce îl folosesc. Iar după ce mi-am uscat părul în prosop vreo 10-15 minute, vin cu acest BB cream pentru păr. Și pe mine m-a surprins denumirea sa, cred că de aceea m-aș fi făcut să-l cumpăr. Este tot de la Bottega Verde. L-am descoperit, mă rog, mi-a apărut o reclamă pe Facebook sau ceva și l-am văzut. Și mi s-a părut interesant faptul că există un BB cream pentru păr. După aceea, interesându-mă, am aflat de fapt că mai există și alte mărci care au făcut acest gen de produs, adică Dove și nu știu mai care. În fond și la urmă, cred că este vorba despre un balsam dintre acela care nu necesită clătire, însă prin faptul că au fost ingenioși și au dat această denumire, cred că au de câștigat, pentru că cumva au stârnit interesul, lucru care mi s-a întâmplat și mie, însă îmi pare bine că s-a întâmplat asta pentru că îmi place și îmi place să-l aplic. Aplicam două pompițe pe lungimea părului după ce, v-am spus, după ce se usucă un pic în prosop și intră foarte repede în el. Nu are deloc o textură grasă, din contră este una foarte lejeră, așa că nu-ți încrașă deloc părul. Părul absorbe foarte repede și am senzația că îl lasă mai mătăsos și are un miros foarte plăcut, ceea ce evident că mă încântă. Și mai am încă 4 produse de păr. De fapt, pe 3 dintre ele bine am mai arătat și v-am vorbit despre ele în clipul cu produsele primite de Crăciun, cu lucrurile primite de Crăciun, și anume acestea de la Batiste. În ceea ce privește șamponul uscat, cred că v-am mai vorbit despre el, v-am spus că îmi place foarte mult, este un produs bun din punctul meu de vedere, însă eu nu folosesc acest produs foarte des. Un astfel de tub mi-a ajunge undeva la minim 6 luni cu indulgență, spun asta, pentru că mi-a ajunge cred că undeva la 10 luni. Nu îl folosesc foarte des, v-am mai vorbit despre acest lucru. Am citit foarte multe articole în ceea ce privește acest produs și părerile erau cumva împărțite, însă erau foarte mulți dermatologi care spuneau că acest gen de produs îți poate cauza de la mătreață până la afecțiuni chiar mai grave ale scalpului, așa că cumva le evit. E adevărat că sunt și cumva norocoasă și nu mi se îngrașă extrem de repede părul, însă încerc pe cât posibil să îl spăl normal, iar la acest produs să apelez doar în momentul acela de maximă urgență, în care chiar nu am ce să fac și nu pot să îmi împrospătez părul altfel decât cu acest produs. Însă celelalte două produse pe care le-am primit atunci nu m-au încântat la fel de tare și asta pentru că, mă rog, nu prea mi se pare că fac mare lucru. Acesta care este pentru textură, mi se pare că acționează cumva la fel ca și șamponul uscat. Adică îți dă un pic de volum și îți înăsprește un pic părul, aș zice, dar nu la mod acela cum m-aș aștepta eu să facă un spray pentru textură. Adică, nu știu, nu te ajută sau nu îți dă nicio șansă să ți-l aranjezi la modul acela să pară răvășit, ciufulit, ceva de genul. Nu, n-ai nicio șansă. Doar, v-am spus, îl îmbâxești așa un pic. Bine, știu că monolog cam asta fac toate șampoanele pentru spray-urile pentru textură, însă am fost cumva cam dezamăgită și nu mi se pare un produs extraordinar. La fel cum acesta pentru care are două roluri, și anume să-ți protejeze și să-ți facă părul mai strălucitor. În ceea ce privește protecția, vă dați seama că este imposibil de contorizat, adică e foarte greu din punctul meu de vedere. Nu ai cum să știi dacă un produs chiar acționează așa sau nu. Însă, în ceea ce privește strălucirea, m-a surprins, dar nu neapărat plăcut.
pentru că în momentul în care mi l-am aplicat, după ce l-am aplicat pe păr, am început să iau șuviță cu șuviță, pieptănând-o, pentru că urma să mi-l înrept. Și am constatat că pe pieptene rămânea o chestie aurie, pe plasticul pieptenului. Efectiv, cu cât dădea mai mult cu el prin păr, cu atât el se aurea mai tare. Și n-am înțeles care e faza, adică are vreo niște particule sclipitoare prin el și de acolo ar trebui să strălucească sau ceva, dar n-am înțeles sensul și sau să mă gândesc că dacă acele particule s-au luat pe pieptene, mie mi-a mai rămas în păr strălucire sau nu. Iar ultimul produs pe care l-am încercat este acest fixativ de la Taft. Este cu acest ambalaj nou, sunt trei ambalaje noi, de fapt, unul este cu Paris, unul cu Berlin și unul cu Moscova, cred. Dar mi-a plăcut mai mult acest desen cu Parisul și de aceea l-am luat pe el și în același timp l-am luat și pentru că era cel mai puternic, adică este numărul 5, mega strong. Îmi place foarte mult pentru că are un miros foarte plăcut, știți că la mine fixativul trebuie să miroase frumos. Cumva mi se pare că acționează la fel ca cel pe care îl foloseam eu în trecut cu creatină, știți că vi l-am tot arătat. Și atunci faptul că are și un ambalaj drăguț este un plus. Și mai am două produse în materie de make-up. De fapt mai am și o ojă. Am încercat o ojă nouă de la Essence pentru că am zis că ok, hai să mai dau o șansă și al cuiva decât lui Miss Sporty, cum se întâmpla în trecut, dar mi-am dat seama că n-am făcut bine că am trădat-o pe Miss Sporty, că tot ea e mai șmechere și mai bună. Nu mă încântă foarte tare, nici nu știu să vă spun ce nuanță este aceasta, dar, mă rog, este un fel de lac transparent, nu dă niciun pic de culoare și nu îmi place foarte tare. Iar ultimele două produse despre care vreau să vă vorbesc sunt aceste două produse recent lansate de L'Oreal, și anume fondul de ten mineral și pudra minerală. Fondul de ten mineral mi se pare un produs bun, din păcate nu pot să-l folosesc pentru că eu l-am primit într-o nuanță mult prea închisă pentru mine. L-am testat doar, am vrut să văd totuși cum se comportă și l-am aplicat într-o zi pe față. Însă este un produs bun, are acoperire bună, cred că este ideal pentru tenurile grase pentru că nu se mai îngrașă la fel de repede acesta, însă nu pot să-l folosesc, așa că dintr-o singură aplicare pe care am făcut-o doar de curiozitate, nu mi-aș putea face o părere exactă și precisă. Însă mi-a făcut o părere foarte bună în ceea ce privește această pudră. Este excepțională. Este, din punctul meu de vedere, cea mai bună pudră pe care am avut-o până în prezent. Pentru că, efectiv, matifiază tenul. Deci chiar face ceea ce spune. Este prima pudră pe care, la 6 ore după aplicare, am rămas surprinsă să văd că nasul meu nu strălucea absolut deloc. Nu știu dacă acționează atât de bine doar în cazul meu, adică mă înțeleg eu extrem de bine cu ea și este foarte simpatică cu mine și mi-l ține nasul, că acolo e problema mea, mi-l ține mat, dar pe mine m-a surprins extrem de tare și îmi place foarte mult acest produs și v-aș recomanda să-l încercați. Dacă aveți și voi problema aceasta, cred că merită totuși să o încercați, că poate aveți rezultate la fel de bune ca ale mele. Și cam acestea sunt produsele pe care am reușit eu să le testez în ultima vreme. Mi-ar face mare plăcere dacă aș găsi în rubrica de comentarii răspunsurile voastre în ceea ce privește părerea referitor la ele. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și astăzi, vă pup și ne revedem curând. Pa, pa!